Și crește numărul de infectări cu tulpina Omicron de la Oslo după o petrecere de Crăciun organizată de o companie locală. Capitala norvegiană a devenit unul dintre cele mai mari focare din Europa. Detalii ne aduce jurnalistul Digi24, Alin Borcea, în direct acum cu noi. Alin. În jur de 20 de oameni sunt probabil infectați cu tulpina Omicron, a transmis în această dimineață postul public norvegian NRK, care citează medici din Oslo. Nu se știe încă numărul exact, deoarece secvențierea genetică a cazurilor nu este gata. Dar 3 infectări cu Omicron au fost ferm confirmate până acum. Din fericire, niciunul dintre bolnavi nu are o formă gravă a bolii. Toți au simptome ușoare, cum ar fi durere de cap, de gât sau tuse. Medicii norvegieni au spus că acest scenariu este similar cu ce s-a întâmplat în Africa de Sud. Asta înseamnă că pacienții infectați sunt acasă și nu au nevoie de spitalizare. Între 100 și 120 de oameni, dintre care unul singur care călătorise recent în Africa de Sud, s-au adunat vinerea trecută la un restaurant din Oslo pentru o petrecere de Crăciun organizată de angajatorul lor, o firmă locală. Aproximativ jumătate s-au infectat cu COVID, toți erau vaccinați.